descinderea polițiștilor buzoieni la primăria Gurateghi. Primarul Gheorghe Micleru și mai mulți funcționari ai administrației locale au fost reținuți și audiați sub suspiciunea de fals intelectual și de lapidare. Primăria Gurateghi a fost descuiată în prezența închetatorilor și jandarmilor de tatăl primarului. Percheziții au avut loc joi atât la sediul primăriei cât și la locuința primarului și la o pensiune pe care acesta o deține. Ulterior, primarul și mai mulți funcționari implicați au fost reținuți pentru 24 de ore și duși la audieri la sediul parchetului de pe lângă judecătoria Pătârlagele. Conform unor surse apropiate anchetei, primarul din Gura Teghi ar fi folosit la muncă în interes personal mai mulți angajați din primărie. O altă faptă pentru care ar fi cercetat ar fi legată de achiziționarea unei centrale termice din bani publici pe care și-ar fi instalat-o la pensiunea pe care o deține. Potrivit acelorași surse, cercetările loc pe fondul unor plângeri făcute de foștea angajației primăriei. Gheorghe Micleru, care se consideră pe o rețea de socializare drept un om care nu vrea nimic pentru el, a mai fost în centrul unui scandal în urmă cu câțiva ani. Acesta a lansat insulte pe rețeaua de socializare la adresa cetățenilor nemulțumiți de avaria care i-ar fi lăsat fără apă. Primarul i-a apostrofat pentru că nu s-au informat înainte și au comentat în necunoștință de cauză. De asemenea, Gheorghe Micleru nu se a pentru prima dată în fața anchetatorilor. El a mai fost condamnat în trecut într-un dosar de proxenetism. Gheorghe Micleru a fost ales primar al comunei Gura în 2020 din partea PMP. Fiind unul dintre cei cinci primari ai formațiunii condusă la acea vreme de Adrian Mocanu, actual președinte al PNL Buzău.